Apa este esențială, adică este un serviciu de utilitate publică de interes major, esențial pentru cetățeni. Se îmbolnăvește cineva din populația orașului, se îmbolnăvește populația orașului Moldescu sau Comunei Lipănești. Cine răspunde pentru acest lucru? A încetat de drept contractul de concesiune cu operatorul Jovila Construct. Totodată, de la DSP nu mai deține autorizație sanitară de funcționare. Că dacă redevența nu este plătită timp de 3 luni de zile, Contractul poate fi încetează de drept. Nu există documente de predare și recepție. Să fac o expertiză tehnică și economică. Grav este faptul că vorbim despre apă, despre apa, despre apa potabilă. Orașul are nevoie de altceva, are nevoie de o schimbare, de o reîmprospătare. Bun găsit, stimați prieteni, la proces verbal, vă spune Bogdan Enache. Nu ne aflăm în studio, nu suntem într-un cadru obișnuit al emisiunii. Ne aflăm la Boldesca dragi prieteni. Invitatul meu este viceprimarul orașului Boldesca domnul Florin Dinca. Vă mulțumesc, domnule, primar, pentru, domnule viceprimar, pentru participare. Vă mulțumesc și eu, domnule Enache, pentru invitație. Ați avut astăzi o ieșire publică în care ați semnalat o situație extrem de gravă, și anume situația alimentării cu apă a orașului Boldești-Scăieni. Vă rog să ne faceți o prezentare. Au fost niște afirmații, și nu mă feresc de cuvinte, extrem, extrem de dure. Văd că aveți aici și foarte multe hârtii. Dacă puteți susține. Documente, ceea ce... da. Documente, da? Dacă puteți susține ceea ce ați spus astăzi, în ieșirea publică, ar fi foarte bine. Vă rog o prezentare generală, după care, evident, vom, vom detalia. Domnule Enache, așa cum am prezentat și în conferința de presă, situația este una gravă pe partea de sistemul de apă și canalizare al orașului Boldescheni, deoarece încă din anul 2022, la sfârșitul anului 2022, pe 29 noiembrie 2022, a încetat de drept contractul de concesiune cu operatorul Jovila Construct SRL. De atunci, după ce a încetat contractul, sigur că operatorul a pierdut și licența de operare de la NRSC pe teritoriul orașului Boldescheni și, de asemenea, așa cum am și susținut, nu mai deține autorizație de mediu de la APM Prahova, i-a fost suspendată autorizația de gospodărire apelor de la Apele Române, totodată de la DSP nu mai deține autorizație sanitară de funcționare. Deci, practic, nu mai are niciun document cu care să dețină sistemul de alimentare cu apă și canalizarea al orașului Boldescăieni și, cu toate acestea, nu îl părăsește, stă abuziv și ilegal pe bunurile de retur proprietatea orașului Boldescăieni. Ce nu părăsește, ca să înțelegem nu foarte bine. Nu părăsește clar. sistemul de alimentare cu apă, adică stația de pompare, sediul, stația de epurare. Deci, întregul sistem de apă și canalizare este deținut în acest moment de operatorul Jovila Construct. Deci la ora actuală pe raza orașului operează în continuare acest operator? Operează în continuare Jovila Construct, deși, conform hotărârilor de Consiliu Local, orașul Boldescheni are un operator de drept, operatorul regional Hidroprahova, dar acesta nu poate să, să intre să preia sistemul, deoarece noi nu-i putem preda, primăria orașului Boldescheni, nu-i putem preda bunurile de retur. Bun, haideți să luăm puțin, puțin pe rând cum se spune. Spuneați că în noiembrie anul trecut contractul dintre primăria Boldescăieni și operatorul de alimentare cu apă, a orașului Boldescăieni a, a expirat. A expirat s a, a încetat de drept. S-a încheiat. Bun. Evident că bănesc că și operatorul are anumite argumente pentru care nu, pentru care recurge la acest gest. Ce invocă operatorul fiindcă încercăm. Evident, ca oamenii să înțeleagă foarte bine că, și să înțeleagă am, punctele de vedere ale ambelor părți, în măsura, în paranteză spun, în măsura în care operatorul va, va dori să aibă, să facă și alte precizări, evident că suntem deschiși. Vă rog. Contractul a încetat de drept, dar trebuie să vă spun că el putea fi reziliat mult mai înainte. Dar am preferat să așteptăm să înceteze de drept. Putea fi reziliat pentru faptul că redevența plătită de către operator, către primăria orașului Boldesceni, nu mai era achitată din anul 2019. Și la sfârșitul anului martie, 31 martie 2023, suma totală este de 882.679 de lei. În contract ce scrie? Aveți în, contract, în contract scrie foarte clar că dacă redevența nu este plătită timp de 3 luni de zile, contractul poate fi încetează de drept. Este stipulat aici, aveți... Am înțeles. Da. Deci există... E există... Clar. Prevedere clară. Da. Uitați, prin reziliere, da? Suntem la articolul 8. Încetare. Prin reziliere, în cazul neplății, timp de 3 luni consecutiv, are devenței. Deci noi puteam să reziliem contractul mult mai înainte de data expirării lui, însă am preferat, ca să nu creăm alte tensiuni și disensiuni, să așteptăm să expire contractul. Ce invocă operatorul de apă? El invocă anumite lucrări, așa zise lucrări, care le-a executat în avans pe cota de dezvoltare, care este înființată în anul 2006. Ce înseamnă cota de dezvoltare? Pe adică, nostru? cota de dezvoltare, un tarif un tarif din prețul la apă și la canalizare, se duce către acest, această cotă de dezvoltare, acest a fond a dezvoltare de dezvoltare țeaua, sau? din care ar fi trebuit să se execute lucrări pentru a dezvolta, extinde și a moderniza rețeaua. Okay. Asta înseamnă. Numai că aceste lucrări, așa zise lucrări pe care le-a făcut, care sunt în valoare de 1.200.000 de lei, adică 12 miliarde de lei vechi, nu sunt justificate prin documente. Aveți probe? Avem, avem probe în sensul acesta, sigur. Nu există documente de predare și recepție. Nu a existat un contract de lucrări. Nu a existat un proiect de lucrări. Nu a existat o autorizație. Deci toate aceste lucrări. Nu sunt incluse în patrimoniul domeniului public al orașului boldesceni, deoarece nu există aceste documente justificative nici la acest moment. Operatorul așadar spune că a făcut investiții în valoare de 1,2 milioane de lei. Și ce vă spune? Dați banii aceștia. Dați bani aceștia și, și, și că... vă, predăm, vă predăm serviciul. Dar până la urmă, dacă stăm să ne gândim, suma nu este foarte mare, 12 miliarde de lei vechi. Dar Consiliul Local nu are cum să-și asume așa ceva atâta timp când aceste, pe aceste lucrări nu sunt documente justificative. Orice control, orice control Păi, sigur că da, sunt solicitate da, Orice control de la Curtea de Conturi care o să vină o să, Normal că o să, o să sancționeze -a trebui, domnule, de, ce ați plătit, de ce ați plătit? Și a solicitat operatorului domnule? ok, solicit 1,2 milioane, 1 milioane de lei Sigur ă, noi. că da, vină cu documente justificative și? Fă o expertiză tehnică Lucrurile s-ar putea rezolva Să facă o expertiză tehnică și economică Prin care să demonstreze că a făcut aceste lucrări Dar problema este alta Aceste sume trebuiau recuperate Până la expirarea contractului. Confort, contract? Confort contractului? conform contractului, pe perioada de valabilitate a contractului. Nu mai poți să le recuperezi acum după ce contractul a, a expirat. Asta e mare problemă. Păi, tot au fost aceste întrebări succesive, fiindcă încerc să înțeleg că e un blocaj și vorbim, ceea ce mi se pare mie uh, grav. Este faptul că vorbim despre apă, despre apa, despre apa potabilă. Spuneți-mi, vă rog, aceste autorizații care susțineți că au fost retrase de la APM, de la DSP, au fost retrase încă fiindcă nu, fiindcă, nu mai, fiindcă a expirat contractul? Sigur că da, fiindcă a expirat contractul, a expirat și licența de operare. Automat, prin adresele pe care le-am făcut, s-au sesizat instituțiile statului și au suspendat aceste autorizații esențiale pentru funcționare. Deci nu fiindcă au găsit probleme. E foarte important apropo de, de interesul cetățenilor. Adică da. eu mă gândesc la cetățenii acum. Cetățenii, cetățenilor din Boldescă, în dumneavoastră, cei de la primărie le puteți spune cu subiect și predicat sau aveți indicii că apa, informații că apa este nu are niciun fel de problemă, încerc să fiu foarte atent la, la ce cuvinte folosesc, fiindcă vorbim despre apă și să nu speriem lumea Apa este esențială, adică este un serviciu de utilitate publică de interes major, esențial pentru cetățeni. Și nu doar, atenție, nu doar pentru cetățenii orașului Boldesceni, pentru că și cetățenii Comunei Lipănești sunt alimentați tot din aceleași puțuri și aceea stație de pompare sau cetățenii din satul Gâlmea Plopu. În total sunt vreo 15.000 de locuitori. Până la acest moment nu avem indicii că apa ar fi. Nu avem nicio probă, niciun indiciu și nu, e, nu s-a sesizat așa ceva, nici nu putem să spunem că apa are vreo problemă, că e contaminată. Singura problemă pe care am avut-o în ultima perioadă a apărut cu două săptămâni înainte de Paști, când pe anumite zone din oraș lipsește presiunea de apă. Și mă refer aici la șoseaua Ploiești-Văleni, cetățenii care locuiesc pe șoseaua Ploiești-Văleni, au trimis, au făcut demersuri către primărie, au făcut sesizări. Cei de pe strada Teleajelului, o parte din ei ați văzut că au fost și astăzi în sală și în cartierul Seciu, pe anumite zone din cartierul Seciu, pe anumite străzi. Cineva spunea că operatorul efectuează la ora actuală probe de apă, cum este legal, la laboratoare private. Aveți informații? Ceea ce este în regulă apropo de calitatea apei, de potabilitate. Așa este. Apei. Sunt, chiar am văzut <coughs> săptămâna trecută pe mail trimis de la unul din laboratoare analizele, analizele făcute la, la apă. Dar vă întreb pe dumneavoastră, sunt validate de către DSP? Cum validează aceste analize DSP-ul dacă operatorul nu mai deține autorizație sanitară de funcționare? Sunt firme private pe semne Sunt care. Firme private, da, este un laborator privat. Spuneți-mi, vă rog, care este. Situația pare blocată. 100%, adică. Este blocată și tocmai de asta am făcut un apel și mai devreme în conferința de presă și am sesizat public inter... instituțiile statului și le sesizez încă o dată pentru că este un caz. Foarte grav. Și trag adică un semnal de alarmă se... serios, că în cazul în care apare o problemă și se îmbolnăvește cineva din populația orașului, se îmbolnăvește populația orașului Boldescheni sau Comunei Lipănești, cine răspunde pentru acest lucru? Cine răspunde în condițiile în care fostul operator nu mai are niciun document de drept care îi permite să dețină sistemul de apă și canalizarea al orașului Boldești? Și asta se poate demonstra prin acte, prin documente. Ați avut, bănuiesc, discuții, primăria a avut discuții cu operatorul. Care, au fost, care sunt concluziile? Adică la ora actuală mai există comunicare sau este un blocaj? Domne, vreau banii ăștia, domne, te rugăm să ora, La să ora ești? actuală este un blocaj. Trebuie să recunoaștem că este un blocaj. De asta am și ajuns în situația aceasta, în Sunteți fața în instanță, din ce Suntem spuneți. și în instanță, da. Avem mai multe procese pe rol. În calitate de reclamant, sunt patru procese ale noastre: unul pentru neplata de venței și celelalte pe ordonanță președințială, pe obligația de a face și a preda bunurile de retur, și celălalt pe evacuare. Deci, despre investiții, aș da lucrurile sunt în instanță. Da, sunt în instanță. Și așteptați să vedeți. În ce instanță, decide. ca în instanță, știți ce se întâmplă: se tot dau termene, se tot dau amânări. Au trecut câteva luni, nu s-a rezolvat nimic până acum. Așteptăm, și dar actuală, în același timp nu putem să stăm cu mâinile în buzunar și cred că sunt și alte instituții ale statului în stare și în cauză ca să poată să ia atitudine și măsuri. Și la ora actuală operatorul operează sistemul de alimentare cu apă. Îl procesul operaază, continuă. Da. Slavă Domnului că, cel puțin informații neoficiale, deocamdată, face aceste. De fapt, dumneavoastră a spus că v-a și trimis, face aceste analize ale apei la laboratoare private, acreditate. Ceea da, ce da. E... încă o dată vin și vă întreb, nu sunt recunoscute de DSP, sau cum recunoaște DSP aceste analize în condițiile în care el nu mai deține autorizație sanitară de funcționare? Oricum, problema este alta, și anume ce se întâmplă. Cu, bă, cu, rețeaua de apă. La investiții, bă, evident că bă, e de domeniul sau sunt de domeniul science fiction. Nu se, poate efecta, nu se mai poate efectua nicio investiție în rețeaua de apă. Este, este logic, fiindcă nu mai, ne mai având contract, sunteți în instanță. Exact. Și oamenii ce, ce să înțeleagă? Adică oamenii simpli să înțeleagă ce? Oamenii simpli trebuie să înțeleagă că am făcut toate demersurile și tot posibilul ca să eliminăm Practic, așa trebuie spus. Eliminăm această problemă care s-a acutizat în ultimii ani de zile în orașul Boldesceni. Fostul operator a avut contract încă din anul 2000. A fost prelungit în anul 2015 pentru o durată de șapte ani. Timp în care să-și recupereze sumele acestea despre care vorbeam. Și sistemul în acești ani a ajuns în starea în care se află. Adică 60% din conducte sunt într-o stare de uzură avansată din oțel conducta, 60%. Conducta de transport de la Lipănești, magistrat de transport de la Puțurile din Lipănești, pe care vine, este livrată apa către populația din Boldescen și care se întinde pe o distanță de 10 km, este din azbociment. Nu mai omologhează nimeni, nu mai este valabilă, este cu potențial risc cancerigen. Rezervoarele, rezervorul de la Lipănești, rezervorul de la Boldești, rezervorul de la Scheni, Puteți să mergeți să le filmați, să le fotografiați, oricine poate să meargă acolo, să le vadă în ce stare sunt de degradare și uzură avansată. Deci, astea sunt problemele. Și întregul și sistem, practic. În momentul practic, în care, mă scuzați, în momentul în care vorbeați, dialogați cu operatorul, ce vă spunea? Până în noiembrie, adică anul trecut, pe vremea asta, domne, uite, rezervoare, domne, uite, bă, haide. El spunea foarte clar că nu. De ce nu a investit primăria în atâția ani de zile? De ce nu a investit primăria când el, practic, a fost. A fost deținătorul sistemului, a fost administratorul rețelei. Și vă mai spun ceva, s-au făcut unele în trecut, nu eram în funcție, nu pot să calific foarte bine lucrurile acestea. S-au făcut unele lucrări și din bugetul primăriei, dar bugetul până la un moment dat este limitat, este restricționat. Văd ce se întâmplă în celelalte orașe, localități, comune din județul Prahova, care investesc din fonduri europene. Consiliul local a decis, la Boldescăieni, ca hidroprahova să preia, să preia sistemul de alimentare cu apă. Și astăzi auzeam hmm. voci, domnule, de ce s-a grăbit, de ce hidro și nu o licitație, o selecție, sau mă rog, o licitație, cred că nu o selecție de oferte. Care este viziunea, care, de ce, care au fost argumentele pentru care. Consilierii locali, în majoritatea lor, au decis uh, uh, hidroprahova și nu o licitație. Este simplă treaba. V-am explicat, în primul rând, starea sistemului, iar în cazul în care organizam o licitație, singurul operator care venea, cert, este Jovila Construct sau o altă firmă uh, a lor, acelui aș putea. Deci aveți ceva cu firma aceasta? Păi nu avem nimic, dar dovezile, ceea ce a făcut în acești ani de zile. Considerăm noi că nu merită să mai dețină sistemul de apă al orașului. Se dovedește, e clar. Adică, ce a făcut în acești ani, mai ales, mai ales în ultimii ani de zile. Iar operatorul regional, dacă am fi scos la licitație, nu putea să participe. Și cu siguranță ne trezeam cu același operator sau cu un alt operator, de exemplu, o altă firmă care se numește Capoles și care operează sistemul de alimentare cu apă din Comuna Plopu. Dau un exemplu. Dar, dar de ce nu putea Hidro să participe și la licitație? Sunt voci care pot întreba, adică Hidro de ce? nu Hidro nu participă, operatorul regional nu participă la licitație, nu are drept. El este operatorul de drept al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Managementul Apei Prahova. Deci aici este o altă strategie, o altă politică. Iar e... acest iar tot ceea ce se face și viitorul acesta este, nu observați, nu numai aici în domeniul apei, și în domeniul deșeurilor, și în domeniul transporturilor, în domeniul absolut orice, sunt, se formează aceste asociații de dezvoltare intercomunitare, aceste parteneriate între mai multe orașe, localități comune, tocmai în ideea în care să pot fi atrase finanțări europene, fonduri europene, ca să fie atrași bani. Și dau exemplu nou proiect, proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată. Lansat de Consiliul Județean Prahova în parteneria cu Hidro, 800 de milioane de euro, extindere și modernizare infrastructură de apă în județul Prahova. În tot Orașul județul Prahova, în tot. oricum este o sumă impresionantă. Sunt 50 de localități am, am, care am, fac parte. Da. Probabil și dumneavoastră știți foarte am făcut bine. A emisiune chiar pe tema aceasta, este, este cel mai mare, este cea mai mare sumă atrasă de către un operator din domeniul utilităților publice în ultimii ani în România, dar se, se referă la întreg județul, sau mă rog, la cele mai multe dintre localitățile Cele care fac parte din da. asociația dezvoltare Și unde operează Hidroprahova? Unde da. operează Hidroprahova? Acestea au fost argumentele, și anume forța financiară, astfel încât să înțeleagă oamenii. Să știți, domnule viceprimar, și vă spun, vă, vă spun uh, direct, uh, în, în, având în vedere că vorbim despre apă, evident că interesul cetățenilor se află pe locul 1, 2, 3, 5 până la 1000. Și oamenii trebuie să înțeleagă, domne, ok, actual operator nu mai are contract invocă niște datorii pe care niște investiții și vrea banii astfel spune. nu îi dăm banii, vă spun ce am înțeles până acum nu îi dăm banii, fiindcă nu are situații de lucrări nu are avize nu, nu are documente nu are, justificative este în instanță Consili, în schimb, consiliul local uh, boldescăeni, a decis ca uh, orașul să facă parte din uh, Hidroprahova. Mă rog Prahova ADI, 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 cu operatorul regional, Hidroprahova, ADI. în condițiile în care un operator privat, și cred că am mai spus și la dumneavoastră în emisiune, un operator privat nu poate să acceseze finanțarea europeană. Nu poate să atragă fonduri europene. Primăria care are contract. Uateul, ul cu un operator privat, nu poate să acceseze finanțare Și de europeană. Și ce accentul Doar, pe finanțare europeană? Păi, de ce să rămânem singur oraș din... pentru simplul fapt că nu-mi doresc ca să rămână singur oraș din județul Prahova, care nu are nu atrage finanțare europeană. De ce suntem singurul oraș care nu făceam parte până la acest moment când noi am luat decizia asta din ADI Apoprahova? De ce Dezvoltările acestea, extindele și modernizările, se vadă doar la Plopeni, Slănic, Mizil, Băicoi, Sinaia, Comarnic, Vălenii de Munte? Din bani europeni, spre Din bani europeni, sigur că da. Mi-aș fi dorit foarte mult ca și orașul nostru să facă parte din acest proiect regional de dezvoltare de care, pe care îl cunoaște și dumneavoastră. Ca să nu mai spun de restul proiectelor care au fost anterior. Și bineînțeles, pentru că am avut contract cu acest operator privat, noi nu am putut să facem parte din ele. Și vorbesc de programul operațional de mediu 2007-2013 și programul operațional POIMU, Infrastructură Mare 2014-2020, în care, tot așa, Boldescueni nu a fost și nu a tras niciun bănuț de acolo. Sunt alte localități care au făcut stație de epurare, au înlocuit rețele, au făcut stație de pompare și au construit rezervoare la noi. Se deteriorează totul. Mai există un dialog. Deci, asta a fost principalul motiv. Nu mai putem, domnule Enache, nu mai putem judeca ca acum 22 de ani, scuzați-mă, când s-a semnat contractul cu operatorul privat. Ok, sunt de acord, poate a fost o decizie bună la momentul acela, pentru vremurile acelea, Dar acum, peste 20 de ani, vedem că vremurile se schimbă, lumea se schimbă, economia, totul. De asta, de asta am luat decizia aceasta. E nevoie de investiții, e nevoie de bani europeni. Noi nu putem să stăm pe loc. Am rămas singur oraș care stă pe loc și așteaptă să mai, știu eu, să mai facă jovila o lucrare din cota de dezvoltare și aia de calitate îndoielnică, că avem, Aveți probe? avem probe și în sensul acesta, sau să din bugetul propriu să reușim într-un an să mai schimbăm o conductă, două pe o stradă, când 60% din rețea este, este uzată. Dar cine face investițiile bă, în, în Și aici vorbim despre calitatea bă, rețelei și despre reducerea pierderilor, fiindcă reducerea pierderilor, de fapt, este un obiectiv pe care toți operatorii de apă și îl fixează în top priorități. Domnule, să reducă cantitatea de apă pierdută ca să, devine, să devenim eficienți. Plus că apa nu este, vă vedem că în ce în ce mai bă, scumpă. Rar în sensul acesta. Investițiile cine să le facă? Acum nu le face nimeni, până acum le-a făcut bă... Lucrările, ca să da. zic așa, au fost făcute de fostul operator. Păi spuneați că un fost operator a făcut lucrări, dar fără să aibă autorizație. Sau, sau cum a fost? Păi sigur că da. Avea autorizații la momentul acela. Avea document, Avea autorizații. Era da. autorizat. Avea contract de concesiune. Nu, de, nu, deținea nu, sistemul la, la lucrări. Lucrări, mă refer, la lucrări. Avea sau. Nu, sau, sau. care? adică se înlocuiau 2 km de rețea da, de apă, da? da. Avea documente, fiindcă bănesc operatorul ăsta, spune domnule, am înlocuit 2 km de rețea, uitați, aveți să-mi dați 12 miliarde, dragă primăria Boldescăini. Danții banii ăștia și... Bă... O parte din ele le-a avut atunci, în anii aceia, în anii anteriori. Din păcate, s-au ajuns acum pe ultima sută de metri, pentru care nu are documente. Mai există un dialog la ora actuală între primărie și operator? Nu, la momentul acesta nu... Îi vorbesc doar de avocații în altă. instanță. Sunt avocații care discută, sigur că da. Eu o să mai încerc odată să mă așez la masă cu dumnealor și să încerc să-i să fac să înțeleagă că trebuie să predea acest sistem care aparține de drept orașului Boldești și aceste, aceste bunuri. Nu pot fi proprietatea unei societăți private. Astăzi au fost prezenți în sală și niște oameni care spuneau, bine, oamenii simpli își pun întrebări corecte, domne, și dacă nu mai e licență, o mai plătesc factura? Uh, și așa mai departe. Domne, îmi garantați că APA este... Slavă Domnului că există aceste analize, în o spun, ca să nu există alte discuții uh, făcute la niște laboratoare private, acreditate. Uh, oamenii întreabă. Așadar, dumneavoastră spuneți, domne, suntem în instanță, uh, vrem e ce... E a... normal ca oamenii să întrebe. Pentru că ei văd, află, au aflat, știu, că nu mai are contract, că nu mai are licențe de operare, că nu mai are autorizații, ba pe unele străzi sunt probleme cu lipsa presiunii, că spuneau oamenii aici, și atunci normal omul întreabă, ce domne, în baza la ce mai emite facturi? Și în baza la ce mai emia mie banii, la ce mai plătesc, când situația e care e, nu mai sunt autorizați din niciun punct de vedere și în plus de asta există și lipsa presiunii de apă. Merg acasă și nu am apă spuneți în discuțiile cu Hidroprahova, în măsura în care vor veți ajunge la un consens, ori instanța va decide în urma procesului, din discuțiile cu Hidroprahova, ce și-a asumat Hidroprahova? Sau care, care este procedura? Oamenii spun, domne, ok, să zicem că se schimbă operatorul și vine Hidroprahova, dar Hidroprahova face investiții majore, necesare, în rețeaua de apă și de canalizare a orașului? Păi, aceste uh, lucrări necesare sunt absolut necesare și sunt convins că le vor face și Hidroprahva pentru că va fi uh, și aici redevența, se va duce într-un fond de dezvoltare care va fi uh, la disponibilitatea orașului Boldescăeni și din acest fond de dezvoltare Hidroprahva va veni anual în fața Consiliului Local și va, put, va, va spune ce lucrări va putea să facă. În afară de astea, sperăm și avem, avem nevoie, practic, să intrăm și noi în acest program regional și din câte am aflat, mai putem să intrăm și în acest proiect regional de dezvoltare a infrastructurii. Acele asta este de milioane de euro. 800 de milioane de euro. Asta este șansa orașului. Bani europeni. Bani europeni. În afară de asta, vreau să vă mai spun că avem acum, pregătim pe Angel Salini un proiect pentru extinderea și modernizarea rețelei de apă. Am obținut și cu sprijinul Consiliului Județean suma de 18 milioane de lei tocmai pentru a reabilita o parte a sistemului de apă. La capitolul canalizare că toți suntem la acest subiect, 100% din Boldești Scaeni este canalizat? Nu, la acest moment aproximativ 50% este canalizat, iar o parte din lucrările care s-au făcut din proiectul de modernizare care s-au făcut începând din 2018 încoace sunt se apropie, ca să zic, așa pregătim recepția. Pentru ele urmează să să și cât va fi canalizat. Să dea drum. Cam cât cu aceste lucruri vom ajunge undeva la aproximativ 90%, rămânând fără canalizare localitatea componentă Seciu. Tot, Momentan tot operatorul... și bine câteva câteva, vă dați seama, mai sunt unele extinderi străduțe care poate au scăpat și n-au fost prinse în acest proiect de extindere și modernizare a rețelei de canalizare. Că adică tot operatorul de apă se ocupă și de canalizare, cum e firesc, e logic. Sigur că da. Dintotdeauna s-a ocupat și de, de acest sistem de canalizare. Vă mulțumesc, domnule viceprimar, dincă, pentru. Și participare. Și eu vă este o situație, sperăm. Spuneați așadar că vă mai încerca o dată să dialogați. Da, din o punctul meu de vedere, voi mai încerca o dată, dar trag un semnal de alarmă serios către toate instituțiile statului să se implice și să rezolve această problemă, ținând cont de faptul că nu mai există niciun document legal justificativ care să țină operatorul, fostul operator de sistemul de apă și canalizare al orașului Boldeștieni. Orașul are nevoie de altceva, are nevoie de o schimbare, de o remprospătare după 22 de ani. Are nevoie de investiții, are nevoie de fonduri europene. Dacă vă uitați în PNRR, în ghidul PNRR pe managementul apei, spune foarte clar că Fondurile pot fi atrase de, de OAT-uri sau de asociații de dezvoltare intercomunitare care au contract cu un operator regional. Nici de cum cu un operator privat. Ori eu nu pot să mă întorc cu 20 de ani în urmă pentru că. Sunt cetățean, în primul este, rând, al acestui oraș. Acesta dincolo este de argumentul fi, foarte Acesta este care argumentul foarte și de asta m-am implicat pentru operator regional. Putea să fie, nu mă interesează, că se numește Hidroprahova, putea să fie oricine Prahova, dar să fie un operator prin care eu pot să dezvolt anumite proiecte și lucrări în rețeaua de apă care, v-am spus, este foarte deficitară și oamenii văd lucrurile acestea. Și se cunoaște. Vă mulțumesc pentru participare. Și eu vă mulțumesc, domnule Enache. Vă doresc succes. Aici mulțumesc. punem punct în această seară emisiunii Proces. Bravo, vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși.